ce moarte a avut el la Boiana. Ce suferință o tras el. Într-o seară de vară, Ion Morar, de 41 de ani, alături de fiul său și câțiva prieteni, au plecat pe noapte să pescuiască la iazul din sat. În următoarea dimineață, soția bărbatului a aflat o veste cumplită. Ion a fost găsit fără suflare și însângerat în apropierea lacului din Rădeni. Când l-am sunat pe soțul, mi-a răspuns un polițist care era acolo. Nealul mi-a spus că de ce dată a scăpat telefonul, am căzut jos, fata s-a speriat. Băiatul mi-a spus că unul din paznici încă s-a suit deasupra lui, a avut băiat curaj și i-a spus dați-i pace. Sunt niște semne de întrebare și ridică mari suspiciuni ceea ce s-a întâmplat. Ion avea armă? Eu am auzit că avea, dar acasă n-am văzut. Este un caz foarte complicat din experiența pe care o am și contează cele mai mici detalii. Это ненормально, что во время того, как человек идет ловить рыбу, в него стреляют. Cum am zis că s-a împușcat pe malul Ianzului? Asta e imposibil. Pe corp, trei urme închegate de sânge de glonț și o urmă gravă în partea abdominului. Rana asta gravă, posibil că asta a fost și așa mortală. Dar la gură nu zici nimic care o gaură la gură de glonț. Știm că ai fost reținut. Mi s-a spus că pe furți și pe amenințare. Ce ai fi furat? Pește, la pește. Dacă mă duc și caut care este hazianul Iazului și vorbesc cu dânsii, nu e nimic și cu paznici să vorbesc. Ce ai vorbit? Nu, nu vor nimeni să vorbească. De ce voi ați plecat la pescuit cu armă de vânătoare? Așa, nu știu, singur nu ne-am dat seama, nu știu de ce. Ce s-a întâmplat acolo, de fapt, Anatolie? Ce i-ai povestit Ninei? Ce-a povestit? Cum a fost la pește? Povestit cum a fost tot cazul. Și cum a fost? Da, cum a fost? Noi când ne-am dus de cusară, am pus secele și am venit înapoi la căruță. Și când ne-am dus la 40-10 minute să le scoatem, aici doi paznici vineau și au început să trage înspre noi. Și noi am fugit la deal la căruță, 500 de metri de la iaza asta. Au început să tragă în voi așa, deodată? Nu, mergea cu becul, că era noapte, nu era ziua. Așa. Mergea cu becul și ne-a observat pe noi și a început să tragă înspre noi. Без предупреждения, просто начали стрелять. Да. Nu a spus nimic, să străge, stați pe loc, că aici, tot asta. Nu a spus nimic. Și noi am fugit la căruță la deal. La căruță la deal. Și tot din urma noastră, fugeau. Vineau. Și ne-am ascuns. Și s-o dus și o lua copilul, pe băiatul. O lua băiatul. Unde era băiatul? În căruță dormea. Copilul ăla de 13 ani, da? În căruță dormea. În căruță dormea el. Și o luat copilul că să le iei la casă la dânsii. Că noi să ne întoarcem, cred că înapoi, știți, să ne vadă cine sunt. La casa paznicului. Da, da, dar de la casa paznicului. Unde era, noi eram undeva, punem un kilometru distanță, este unde și de o căruță. Așa. Și nașul s-a întors înapoi. Auzit, dar ei au strigat? Nu că strigat, băiatul e la ei? Nu a strigat, numai că vorbea cu dânsul, cu băiatul. Vorbea cu băiatul. Cine vorbea cu băiatul? Paznicii? Da, amândoi. Tu zici că nașul tău s-a întors după băiatul. Da, da. El de unde știa că băiatul e la ei? Paznicii vorbeau cu băiatul și au auzit. Și nașul s-a întors înapoi. Și s-a început a certa între dânsii că și cauți la iaz. Nașul zice, dar eu nu sunt pe malul iazului, eu sunt în cotă la mine. Că cum? Uite unde iazul tău. Și între dânsii a fost o ceartă, se certa și s-a auzit foc de armă. Eu am ieșit... Unul singur? Două au fost. Două? Eu am ieșit, când am auzit, am ieșit repede. De unde ai ieșit, Anatolie? Am ieșit la... Din ascunzătoare? Erai ascuns? Da, da, da. Dar unde? Nu era, era vreo 60 de metri de la căruță. Și a ieșit. Și când a ieșit, unul din paznici îl țineau pe... Așa îl țineau. Avea pumnal. Pe copil aveți în vedere. Da, pe băiat. Îl țineau de gât. Unul își dă cu arma lui Nanu, că o cunosc.
arma și unul și de cu altul. Și o să spune, eu am ieșit, băieți, vă rog frumos, dați drumul la copil. Numai atât vorbim, dați voie la copil, pune arma jos. Eu m-am pit de dânșii, am pus arma jos, am desfăcut-o, le-am pus-o jos. Deci te-ai întors și tu își cheamă scoarea, ambulanță. Eu m-am întors. Dar nașul tău unde era? Era cu fața în jos. Tu ai văzut el mișca? Așa face. Gemea. Da. M-am întors, nu departe este distanță, este drum, sunt. Telefonul nu era la mine. Era în haine, era în apă când te vede telefonul. Nu știam ce să fac, dar și-am tras așa cu ochiul, cum judea nașul, încă el îi dădea cu piciorul. Aici, nu este care a fost reținut, dar Islam îi dădea cu piciorul, îi dădea. Și m-am dus la deal. Când m-am dus la deal, ceilalți băieți m-au ieșit și noi ne-am pornit spre casă, toți ne-am pornit. V-ați pornit înspre casă? Mi-au spus să chem ambulanța. Ați telefonat la ambulanță? Dar n-am avut telefonul la mine, nu era. Ceilalți n-aveau telefon? Acel băiat care a ieșit, telefonul a rămas în căruță și nu e la poliție, nu i-a dat telefonul. Tot nu era la dâns. Știți de ce vă întreb? Fiindcă cauza decesului este hemoragie activă. Dacă cineva îi oprea poate sângele, dacă venea ambulanța, poate omul ăsta era în viață. E foarte agresiv, ei nu ne-a dat voie să... Ei, da, nu trebuia să vă apropiați de ei sau să-i luați... N-am putut, doamna Natalia, n-am putut. Dar a zis că telefonul... Și dea unul și dea și alții, altul și dea aici. Da, dar telefonul dumneavoastră unde era? În căruță? Căruța cât de departe era? În haine, dar la căruță era. Și de ce n-ați fugit la căruță să chemați ambulanța? Dar erau 15 metri de la căruță, dar eu zic, te-ai întors, așa cum au spus, întoarce-te și duci și cheamă ambulanța. Ei așa agresivi erau, strigau foarte tare, eu am grei frumos cu dânșii, m-am apropiat de dânșii la picioarele lor, am deschis arma, am pus arma jos și am zis că te-ai întors și te-ai dus. Eu n-am putut face nimic, eu am zis, dați-vă rog frumos drumul la copil, copilul dați-i voi. Nu, eu dau, nu vreau să-i dai voi la copil. Bine, dar primul ajutor, măcar cineva a încercat să-l acorde până la venirea ambulanței, că durează, mai ales da, pe da, da, da. Nu vreau ei erau foarte agresivi. Eu n-aveam cu dânsul să stau lângă dânsul. Dar ceilalți trei bărbați... Dar în sat ați ajuns dumneavoastră să telefonați la salvare? Da, e foarte departe, ia distanța de sat. Păi dar 3 km putea să-i faceți într-un suflet, moare nanul. Zi-mi, te rog, ceilalți trei bărbați, ei unde erau în acel moment? Ceilalți trei care au plecat tot cu voi? Tot au fugit, toți am fugit. Și nu i-ai văzut? Toți, numai unul a ieșit cu mine. Restul s-a luat calul, reușit-o la calul și s-a suit călare și a fugit înainte. Așa. Da. Dar era ziua deja. Deci se vedea? Vedeam ziua așa. Era 5 dimineață și la 5 dimineață v-au sunat. Nu, asta când s-a întâmplat tot era 4:10, 4:15 minute. A, știți cine a chemat ambulanța până la urmă? Eu am înțeles că eu chemat-o. Tot ei au chemat-o. Da, paznicii, da. Ați plecat de la fața locului și când ați revenit? N-am mai revenit înapoi, dar m-am ajuns în sat, am auzit tot până și am ajuns... Ce ați auzit? Că nașul este mort. De la cine ați auzit și la ce oră? E că chiar cu domnul Petru am vorbit cu dânsul. Asta la ce oră era deja? Cu 6. Deci pe la 6 erați deja în sat? Da. Dar eu vreau să întreb, copilul a stat lângă taică sau până a venit ambulanța? Copilul, eu nu știu cu cât a stat copilul lângă dânsul. Pentru că el nu a plecat cu dumneavoastră, el a rămas acolo, nu, el, cu paznicii. Și paznicii l-au predat sau poliției sau ambulanței sau, s-a dus singur acasă. Paznicii nu i-a dat voie, nu le-a dat voie la copil să ne-l dăie mie. Mie nu i-a dat voie, i-am spus dați-i voie la copil. Deci așa se înțeleg că el este martor principal la tot evenimentul. El a asistat și a fost cel mai aproape de taică. Acum a venit momentul să-l auzim pe unul dintre cei doi paznici ai lacului, care afirmă că, de fapt, pescarii au fost cei care i-au atacat. Echipa Vorbește Moldova a fost la fața locului alături de bărbat. Iată ce detalii a oferit paznicul despre acea noapte tragică. Atenție la ecran. Ne-am sculat la orele 4:40, undeva așa era. 4:30, 4:40. Și ne-am pornit pe malul Iazului cu lanternă să vedem aestena. Pe apă, noi pus o plasă sau ceva aia. Și la un moment dat, în urma noastră, noi împușcături. Au fost undeva vreo 8 focuri. Trasă nu în sus, nu într-o parte, direct în noi. Pentru că aleșurile zburau pe lângă noi.
și s-a auzit cum pălesc în papăr. Noi cu fratele ne-am așezat jos, undeva am stat vreo 10 minute. După aceea ne-am pornit pe urmele lor, prin cețel la deal. Ne-am gândit că băieții s-au calmat. Eram prin regiunea asta, unde s-au pornit primele focuri, care au fost cam din părțile cele iană. Așa iană a fost. A fost tras direct în direcția noastră. Păi ieșeam undeva pe iarbă, ne-am pus așa în jos. Stăteam și ne uitam din și parte. Tot am împușcat, s-a ridicat armă în sus și s-a tras. Trei focuri de aici de pe loc au fost trase. Și că au fost trase primele gloanțe din direcția asta, Iana, eu, după cum mi-am făcut închipuiri, că ei s-au gândit că noi ne-am spăriat. Și s-a dus în culoana spre căsuță. Pentru că când s-a pornit a doilea oară să ne împuște, că noi eram mai la deal, ei vineau de acum din direcția asta, de la căsuță. Nu-i curești, spune el. Dar până noi ne-am pușcat din urmă, dar din coașii au fugit înainte, la deal. Că asta, aici nu pot înțelege. Aici au pușcat din urma noastră, dar au fugit la deal. Noi veniam la de... Noi, dacă, aici cum a spus dumnealui, că dacă atâtea gloanțe și atâtea... Focuri ați tras? Ați întras, apii aveți apropii de noi, de căruți? Ii, că eu am soltat, s-a dus cu pie, pus acoperi apropii, în brazură. Să gândim logic, aveți apropii de căruțile noastre? Tu ai tras din armă? Eu nu. Niciun foc nu ai tras. Eu când am pus acolo. Și știi mâine, ce spune dacă poliția? Poate, dacă că s-au găsit 30 de tuburi de unii 30, cartușe. De unii 30. Și de asta întreb, dacă mie din arma ta nu s-a împușcat, înseamnă că am împușcat Ion și paznicul? 34 ani, din 30. Dacă la poliție spune că Nanu la dânsul era la Curau, erau toate 4 ani. De unde l-au scos? De unde l-au ținut în dinți? În Curau doar sunt patroanele toate, cum să zici eu, că n-am... Voi ați verificat? Așa au spus? După asta ați văzut centura? N-am văzut nimic, dar o luat de unde știm așa. Dar cine v-a zis despre asta? La poliție spune, la poliție. Скажите, пожалуйста, вы знали, что там вооруженные охранники? Нет, не знали. У вас были конфликты вообще с теми людьми когда-то? Я первый раз. А владельца озера вы знаете? Noi am fost la primar și a spus că el doamnă Rodica. Voi până atunci, voi sunteți pescari, Anatolie. Te rog frumos. Și Ion la fel. Ne-a povestit Nina că plecați des. Eu nu cred că voi nu știați că acel iaz îi aparține cuiva și nu poți veni atunci când vrei și când ai poftă să vii acolo să pescuiești fără voia cuiva, nu? Vrei să ne spui că tu nu știai că iazul este păzit și aparține cuiva? Ia-l-o doamna Rodica, eu știu. A, vezi? Da, totuși știai. Ia-l-o doamna poate Rodica. Nu știai cum o cheamă pe doamnă și nu știai dacă e doamnă sau e domn sau e domnișor sau domnișoară. Dar știai clar, așa cum știa întreg satul, iată domnul Petru ne-a confirmat că el nu este pescar, dar chiar și el știa că iazul este în proprietate privată. Nu poți veni acolo chiar dacă nu are gard. Nu poți veni acolo să pescuiești pur și simplu. Ți-ai luat undița și ai venit, nu? Asta știați foarte clar. Mai este încă un moment. De ce să pleci la pescuit cu arma? Voi știați că acolo sunt paznici cu arme. Mai mult decât atât. Nina ne spune că ea nu a văzut niciodată plasă la Ion. Tu zici că ați plecat cu plasele. Cine pleacă cu plasa la pescuit și cu arma? Știi cum se numește asta? Braconaj. Da. Eu am recunoscut la poliție, eu am spus tot, dar noi ne-am dus fără de voie. Cu atâtea cartușe și cu două arme te duci la vânătoare. La pescuit nu. Sau la război. Da. Pentru că în momentul în care te simți amenințat, simți și nevoia cumva să-ți iei ceva care s-ar putea să te protejeze. Și atunci este vorba de o armă. Este o deducție, din punctul meu de vedere, logică. Pentru că în momentul în care iai o armă, pur și simplu, să ce? Mai ales că o deții ilegal. Pericolul e dublu în momentul ăsta. Este justificat acest moment, dar ar putea fi justificat, din punctul meu de vedere, doar în momentul în care simți o amenințare. Iar eu cred, mai ales că acel conflict a degenerat până la urmă, voi simțeați amenințare. Deci era ori un conflict mai vechi care mocnea, ori pur și simplu știați că acolo vă așteaptă niște paznici înarmați. Sunt niște chestii care le-ar înțelege și un copil de clasa 4, din punctul meu de vedere. Haideți să auzim ce a spus paznicul despre momentul în care Ion Morar a fost împușcat. Atenție! Ne-am pornit, ne-am ridicat la deal, undeva vreo 300 de metri de la iaz. Stăteau două căruțe,
Într-o căruță era un sac cu pește, cu setca pusă, peștele mictel, care aghei populat în iaz. Ei pe noi ne-au văzut de la căsuță cum a ieșit, până acolo Iana. Eu mă gândesc că ei ne-au văzut când noi am ieșit și s-au pornit înspre noi la vale. Ia că căruțele că aici stăteau, în tufare ieșea nascunsă. Ia că te-a văzut că doarme copilul, i-am zis lui fratele, de să lăsăm, că el nu nu-i tăbești, că e copil, nu-i tăbești de atins. Aici nu-i curie. Și m-am întors înapoi, am luat sacul de pește și fratele s-a dus în momentul ei, Stăiana, să iei calul. Când am înstrăgat că copilul e cu noi, s-au încetat împușcăturile și s-a pornit tata la copil. E ca și-a putut să stopați un pic. Noi am început să ne coborâm în vale. Haideți să stopăm. El a venit și-a luat copilul, eu am spus, a luat copilul. Și ea ca pe ieșea, el s-a pornit căsuța lor așa și el cu copilul s-a pornit înspre căsuță. El a spus, el în minte a vrut să iei, de ce nu, deocamdată nu la calul, de ce să iei copilul? Trebuie să iei, dar și în anul a ieșit ca după tufarii ăștia, cum se zice, a ieșit înaintea lor, a ieșit. Și le-a spus, deci, și s-a făcut ceartă între dânsii. Că el zice, de ce nu i-a luat copilul? Deci, dar tu și cauți la ea, dar tu și cauți, că și-ai pământul meu. El n-a nu s-a întors după copil. El nu a cudus că gata, am văzut copilul și noi l-am lasat. Nu a fost. El ei s-a duceau cu tot cu copil. Dar dumneavoastră a spus că ați stat ascuns și nu se vedea, doar se auzea de acolo. Sau, eu tot eram acolo și eu când am ieșit, nu a reușit, că nu a fost n-am împușcat la căruță. Dar de la căruță eu văd unii, sunt 15-20 de minute. Haideți să auzim ce a zis mai departe. Da, da, haideți să auzim ce a zis mai departe, Anatolie. S-au încetat împușcăturile și s-a pornit tata la copil înspre noi. Noi am început să ne coborâm la vale. Sacul cu pește era la fratele în mână, la mine era copilul. El aici a strigat, lăsați copilul că vă omor. Astea-s cuvintele lui. Așa l-au fugit în părțile cele. Nu l-am bătut, nu are nicio vânătaie pe dânsul, asta știu precis. Undeva e ca pe în regiunea asta, Iana, el pe mine m-a lovit și eu am căzut jos. Și în momentul ăsta, rănit am fost mai la deal. În momentul ăsta am scăpat copilul. Și fratele din partea asta, Iana, și-a făcut vânt și-a apucat arma. Când a tras arma, în momentul ăsta, a fost făcut împușcătura. Copilul ne-a salvat viața. Mulțumim la copil, mulțumit la copil, noi suntem vii. El nu a fost la căruță acolo. Ei vineau cu copilul. Lasă copilul și vine copilul să coboră de vale. Eu am auzit și n-am văzut la, și am văzut și distanță, dar unde și de nășelul și de cu fața în jos, în burian, și de cu fața în jos și de. Și n-au putut, ei repede să fugă de aici, la așa distanță, la 15-20 minute, repede să alei pe metri. Da, ei cu copilul să coboră de vale. A luat copilul de la căruță și scoboră de vale. El pomenește că a fost rănit. Cine a împușcat în el? Eu o idee n-am cine. Acolo când între dânsul și ceartă a fost, că a fost rănit, nu a fost rănit. Eu când m-am dus, el și de în picioare. Când și de în picioare, el și de el ține pe... Fratele lui își de la vale. Nășelul și de cu fața așa, în jos, mâinile, așa ține mâinile. Era. Сколько всего выстрелов вы помните? Всего выстрелов. Nu, ei spune că noi am tras. Ei când au început a trage, eu n-am spus până la urmă, ei când au început a trage, noi eram pe apă. Noi pe apă și de... Сколько вы помните? Și noi am ieșit repede, văd că au rămas pe apă. Tot au rămas pe apă. Dar cum ați ieșit voi? Am ieșit repede. În not? În not am ieșit și la deal. Am fugit. Și apoi noi am fugit la deal. Și din urma noastră. Cât timp pușcături au fost? Eu am înțeles cât. Ții minte, câte... Atunci nu mai țin, nu mai țin, fugem toți. Iar atunci toți. Când erai în ascunzătoare și când ai ieșit nașul tău? Două au fost. Când a fost cearta între dânsii, când a fost o certată între dânsii, două. A voi scolică vâstrăvă zilele? Ani, semn, voi scolică? Eu am pus arma jos, eu n-am împușcat. Cu două cartușe. Dar nașul tău a împușcat? Atunci când între dânsii, poate și-aș împușcat. Când el a fugit într-o parte, eu am fugit în altă parte. Noi n-am fost lângă timp împreună toți. Toți care și cum... V-ați împrăștiat. Da, da, da.
Dar în barcă erați toți? Câți erați la barcă? Trei, nu în barcă. Unul era pe barcă și doi eram așa, până așa eram în apă. Trei eram. Și copilul era în căruță? Dormea, da. Spuneți-vă, rog, dar de unde s-au luat, dar 30 de cartușe? Pentru că asta e un tir de artilerie. Da, 30 au fost găsiți trase la fața locului. De la început, polițistul ne-a spus că-s vreo 23-25, chiar că nu știu, că m-am întâlnit eu primul. Извините, перебью вас, а эти гильзы, они старые, может быть, были? Да, я не знаю, я То есть они могли с прошлых каких-то моментов найти? Да, поте с дела вынатуари, еще не штей, де кын шакуиц, поте с... Când te duci la vânătoare, a, te дело, vânătoare nu strântați cartușca. Это определяется сразу же на месте. Поți каут, găsești cartușca, te vrei. Можно сразу определить, это свежевыстрелянный да, или старый. Да, вот это очень важно. Поліція... Asta pot, experții pot determina. Da, da. Atât am spus că poliția nu ne dă niște detalii. Au zis pur și simplu că au fost descoperite 30 de tuburi de cartușe. Putem doar să interpretăm și acum nu vreau să... ne inducem da. Chiar noi da, în eroare. Dar, Anatolie, zi-mi, te rog, putea să se împuște, să se împuște Ion singur? Nu. În viață el nu, nu a putut. Nu, eu nu vorbesc de suicid. Eu vorbesc de, nu știu, bine de un gest greșit, având arma în mână. Arma la dânsul, eu vă spun cum arma la dânsul era. Era, să așa se numește, curcovcă, cu curoași. Așa la ca să tragi, ca să poți împușca, ca să trebuie să-l tragi. El putea fi tras din timp. Oare a putut fi tras? Eu n-am... Și nu a putut... Da, unicul cum... Cum poți să te împuști? Dacă întindeți mâinile? E prea lungă țeava, da? Da. Dacă dați... Dar n-ajungi la trageaj. Nu s-a ajuns. Он застрелился, что увидел, что на него идут люди, увидел, ой, у меня сына забрали и решил застрелиться. Но это же неправда. Это же, нет, ну, мы не говорим о суициде, мы говорим случайно, о... Случайно, в драке. Случайно. То есть для этого нужно взять ружье и попытаться. То есть если вытянуть руку вверх, то есть вот встать в полный рост, как вы встаете, вытягиваете руку вверх, вы можете себе попасть и в живот. Он попал в бедро, теоретически. То есть если был конфликт, если они валялись на земле, то есть в принципе, в теории, можно выстрелить себе в бедро. Но это, опять же... На лице есть у него выстрелы. Это было с, с большое расстояние. С маленькое расстояние там идет только вода. Оторвало бы да. ногу. Ну, здесь все. Оторвало бы ногу. С да большого ладно. Расстояния там как раз показывает ранение. То есть он был ранен, скорее всего. То есть, ну, опять же, это показывает только экспертиза. Секундочку. Дар, че арма авя пазникуль? Ретинут? Арма... Ая ера ку цява лиса сау ну? Cu oțeavă scurtată? Era da, scurtată sau era eu original am înțeles, de fabrică? Eu, în momentul acela, își dea șans prin mine. Unul își dea cu armă în nășele. Da, el își dea, dar n-am văzut că e așa, că e așa. Cum nu... Am văzut că era cu Pentru armă. Că, da? Revin la ceea ce ne-a spus mai devreme Alex, că dacă era o țeavă lisă, da, și raza acelor alice... Azi e mult mai mare, dar asta a fost și în comunicatul poliției, Natalia. Eu mi-amintesc, a spus. Un bărbat s-a împușcat accidental, mortal, o partidă de pescuit. Și acum am auzit-o armă... pe ofițerul da. De presă care a zis despre țevi lise. Da, o armă cu țeavă lisă. Și aici se schimbă un pic detalii. Păi, voi doi spuneți că aveți armele... Da. Originale, așa cum era. Deci țeava da. Nu era scurtat. Haideți să presupunem că a treia armă era cu țeavă. Putem presupune că a treia armă și atunci se justifică și ceea ce spunea un pic mai devreme domnul Petru, da. Care spunea că avea împușcături pe mai multe părți ale corpului, că au fost mai multe împușcături, că au fost într-o singură împușcătură. Iar acum un detaliu discutat. Nou. Și s-a dus el la căruță și-a luat copilul pentru a-l postaci. Spune-ne, te rog, el chiar a văzut cum a murit tatăl său? Au fost două împușcături. În care atunci când s-a împușcat... Chiar dacă tu ai împușcat, chiar dacă s-a împușcat el singur, nu știu, asta... Hai și ne-am duce și-am luat pește, că aceia doar. Și scăscați... Când am ajuns eu în deal, încă o dată s-o mai auzit un foc. Eu mă gândesc... Ai fost reținut? Mi s-a spus că pe furt și pe amenințare. Ce ai fi furat? Pește, la pește. Mi s-a spus dacă mă duc și caut care este hazianul Iazului și vorbesc cu dânsii, nu e nimic și cu paznici să vorbesc. Ce ai vorbit? Nu, nu vor nimeni să vorbească. De ce voi ați plecat la pescuit
cu armă de vânătoare. Așa, nu știu, singur nu ne-am dat seama, nu știu. De ce? Și eu început a trage înspre noi și noi am fugit la deală, că eu zic, 500 de metri de la ea. Ne-am ascuns și eu s-o duc și-o luat copilul, pe băiatul. Unul din paznici îl țineau, așa îl țineau, avea pumnal. Unul își de cu armă lui Nanu, că o cunosc, și unul își de cu altul. Și spune, eu am ieșit, băieți, vă rog frumos, dați drumul la copil. M-am apropiat de dânșii la picioarele lor, am deschis arma, am pus arma jos și un zic că te-ai întors. Și te-ai dus. Eu n-am putut face nimic. Eu am spus, dați-vă rog frumos drumul la copil. Inițial, paznicul Iazului, care ne-a vorbit, a acceptat să treacă testul la detectorul de minciuni. Cu o zi, înainte de înregistrarea acestei ediții, însă, Viorel a refuzat și testarea și invitația de a veni în platoul nostru. În același timp, am aflat că oamenii legii l-au eliberat și pe fratele său, cel de-al doilea paznic, bănuit de omorul lui Ion Morari. Vă invit să ascultați ce ni s-a spus despre asta la Procuratura Raionului Călăraș. Atenție! Au depus recurs la Curtea de Apel și Curtea de Apel a schimbat măsura. Se derulează acțiuni urmării penale. Pe parcurs, în dependență de rezultatele expertizilor care o să fie complexe toate acolo efectuate, o să decidem și o să vedem care o să fie rezoluția finală. Din spusele persoanelor audiate, spune că au fost mai multe împușcături reciproși. Dar e așa, nu e așa, iar azi dăm expertiză și azi ne dă câte împușcături din care armă. Nu ai ridicat careva tuburi la fața locului și expertiza chimică, urmele să le arăte. Distanța, praful, rămășeță de praf, asta e expertiza să arăte. E ceea ce de fapt bănuim și noi. Deocamdată nimeni nu știe cu exactitate ce a fost acolo. Important sunt detalii, lucruri pe care o facem și noi în platou. Pe undeva poate încercăm să ajutăm și mersul anchetei. Experții ne vor spune dacă au fost 30 de tuburi, acolo au fost o pătălie pe bune, dacă au fost câteva tuburi acolo, din ce armă, din armă cu țeavă retezată, dintr-o armă de alt fel. Întrebări. Dar eliberarea bănuitului din... De aici probabil intuiesc că au pornit și judecătorii pe pista de a-l elibera din arest, fiindcă nu sunt suficiente probe pentru a-i incrimina un omor și a ține o persoană în arest pentru care mai apoi trebuie să plătești. Cred că de aici au și pornit aceste decizii care pot să trezească revolta părții vătămate și pe bune, pe undeva, poate să trezească revolta. Când ei au spus, întoarce și duci și cheamă scoria, deci, vale, eu am ajuns, când am ajuns, asta a fost la 10-15 minute, eu dacă am încă... Minute sau metri? Nu, minute. De data asta minute. Da, în deal, că el merge așa. Și când am ajuns eu în deal, încă... Odată s-a mai auzit un foc. Eu mă gândesc că el când era jos acolo, mă gândesc că el nu era mort. El, eu când am ajuns în deal... Tu ai spus despre asta, da, poliție? Le-am spus, eu am spus, deși dumneavoastră le-am faceți, cum se spune... Inventați. Da, le tipa le adaug, spui mișuni, genul ăsta. Eu am auzit, este, că acolo era dimineață și s-a auzit. Până la urmă, reieșind din certificatul de constatare a decesului, plaga este în coapsă, ar putea un expert să dea un răspuns, dacă... Cel puțin de unde s-a împușcat, da? Adică, și în ce poziție se afla victima? Da, după care este caracteristica acestei răni, a fost împușcătura de la sau dinspre, să-i spunem, corpul celui decedat. Vă reamintesc că în această seară vorbim despre moartea lui Ion Morari de 41 de ani. El, împreună cu fiul său de 13 ani și cu alți patru apropiați, a pornit la pescuit cu noaptea pe Iazul din Rădeni, Călăraș. Dimineața, corpul său, neînsuflețit și plin de sânge, a fost descoperit pe mal. Oamenii legii au mai găsit acolo peste 30 de tuburi de cartușe, iar ulterior au ridicat 3 arme deținute ilegal. Rudele bărbatului sunt convinse că Ion a fost împușcat de paznicii Iazului după un schimb de focuri, în timp ce încerca să-și elibereze fiul luat ostatic. Băiatul este acum acasă, însă mama lui este extrem de îngrijorată pentru starea lui. Psihologa Tatiana Agrici a discutat cu el înainte de emisiune și acum ne va spune ce se întâmplă cu băiatul. Tatiana, te așteptăm. Știu că te-ai văzut cu băiatul chiar acum, în culisele emisiunii noastre. Spune-ne, te rog, el chiar a văzut cum a murit tatăl său? Ok, hai să zic că
însuși împușcătura care a avut loc finală, tragică, el nu a văzut pentru că și-a închis ochii, dar în mici detalii, adică tot cum a fost bătălie însuși aceasta între tatăl său și unul din pasnici, el a văzut, da. Te rog, poți să ne povestești ce ți-a spus el? El a spus, adică el a, foarte multe coincide cu ceea ce s-a vorbit până acum, el a povestit că el a dormit, paznicul s-a apropiat, l-a luat ca ostatic, avea ceva la mână, nu mai știu cum se numește exact, ceva avea din metal. Da. Exact, da. A început o armă, da? O armă. Cu care lovești. Da. Între tatăl său și paznic s-a iscat un conflict, adică o ceartă, deja ei au început o altercație. A fost două împușcături în care atunci când s-a împușcat, el a închis ochii. Însuși momentul cine s-a împușcat, cine a împușcat, el nu a văzut, dar însuși el a auzit aceste două împușcături în care când el a deschis ochii, ambii bărbați, adică și tatăl său și paznicul, au căzut la pământ. Însă, peste ceva timp, bărbatul paznic, el s-a sculat din picioare, pe când tatăl deja său nu s-a mai sculat din picioare. Ce m-a mirat faptul că, fiind un adolescent, un copil, hai să zic, el a rămas tare la caracter, puternic și cu toate că foarte mulți bărbați care erau acolo au plecat, au fugit de la fața locului, hai să zic așa. El este o fire foarte sociabilă, foarte deschisă, adică, însă un pic s-a înhibat după tragedie care s-a produs, pentru că el, în urma acestui tragic accident, a pierdut nu doar tatăl, el a pierdut cel mai bun prieten, pentru că el a avut o relație foarte strânsă cu tatăl său, pentru că, din câte am înțeles, el se ducea foarte des la pescuit cu tatăl său, ceva mai aveau eu secrete din partea mămicii când ceva s-a întâmplat sau chestii. Adică ca, era crescut însuși de tatăl ca un adevărat bărbat, hai să zic așa. De aceea, acum el are într-adevăr un gol imens pe care trebuie să-l trăiască. Ce ai putea să-i recomanzi mamei lui? Cum să-l ajute, să-l scoate din această stare, să treacă peste? Doamna Nina, într-adevăr, este o foarte situație foarte complicată. Unica ce aș recomanda eu, cred că ca să fiți o mamă blândă, nu prea exigentă, severă, pentru că dumneavoastră tot treceți printr-o durere mare, dar copiii au nevoie de însuși dragoste, căldură dumneavoastră. Și trebuie împreună să treceți peste aceste clipe dureroase care au venit în familia voastră. Altfel spus, să se apropie mama, exact, da? Și da. Acum să încerce să... Să fie ea prietenul copilului. Să compenseze lipsa celuilalt părinte, exact, și da, prieten. Mulțumesc, Tatiana, pentru acest... pentru acest discurs. Nina, Valeriu. Noi l-am invitat în această emisiune pe paznicul bănuit de omorul lui Ion. Așa cum am zis, el a refuzat invitația. La fel ca și propunerea noastră de a trece testul la poligraf. Probabil ați fi vrut să-l auziți și să auziți și rezultatele acestui test. Am fi și noi, am fi vrut să auzim asta. Dar a refuzat, dar a transmis un mesaj pentru voi, familia lui Ion. Haideți să-l auzim acum. Îmi pare foarte rău, îmi pare, eu înțeleg că are și el copii și îmi pare tare rău. În locul lui a putea să fie și fratele meu, putea să fiu și eu. Eu doar m-am apărat pe mine și pe fratele meu, asta e tot ce am făcut eu. Da, unica greșeală mea este ce e că am deținut o armă ilegală. Și l-a lovit pe fratele meu cu patru de la pușcă, el a căzut jos. Și a mai vrut să-l mai lovească o dată și eu am apucat patru de la pușcă. El vrea să întoarcă pușcă și eu am zmuncit-o spre mine pușcă, înțelegeți? Și în timpul ăsta au fost o împușcătură. Doar o singură împușcătură s-a efectuat? Singură împușcătură a fost, nu a fost mai multe împușcături în momentul ăla. Eu n-am apucat de trăgaci, eu am apucat doar de patul la pușcă și am zmuncit înspre mine. Că am împușcat singur înseamnă. Nu, eu un singur lucru am vrut să-l spun și de la bun început.
fii vinovăți, fii paznici, a este Iena, dacă o văzut prima, s-o tras, ne de siguranță, oricum să mai se spune. Deci nu a chemat atunci poliția, dacă noi am... Dacă s-a început focul de armă, deci nu a chemat atunci la fața locului. Deși l-a chemat după. Trebuie fugă înapoi, scheme poliția, că așa e după. Și s-a dus la căruciul la copil pentru a-l postați. Deci nu a chemat poliția. Deși asta spune întrebarea, deși. Același lucru pot să vă întreb și pe tine, Anatol. Atunci când ați zis că au tras ei în voi, da, da, de ce n-ați chemat poliția? Eu am zis, am zis, cum dacă era la pește la noi, la frate, schimb poliția asta. Noi am fugit la deal, noi n-am stat, nu am venit și cu noi. Nu ați chemat poliția, așa sau altfel? N-am chemat. Dar ei spun că noi am tras, deci noi ne-am chemat ei poliția, noi dacă își tras, eu, că așa curiozitate eu a avut să duc să vadă, merge focul deasupra lor și eu a avut curiozitatea asta, Iena, să duc să vadă într-adevăr din care parte vine. Dar nu a chemat poliția să și nu a chemat, așa, Iena, fii că ei s-au dus ilegal, ei s-au dus, cu a avut de este ea. Deci eu, și eu, nu eu înțeleg întrebarea dumneavoastră, dar gândiți-vă, dacă Anatol spune adevărul și ei au tras de mai multe ori în ei, de ce soțul dumneavoastră nu a chemat poliția? De ce el nu a chemat poliția? Finul? Dar, de ce te duci la furat și schimbi poliția? Sau cum? Vărul lui Ion nu a chemat poliția. Ce zici furat? Ребенка в заложники взяли. Da. Здесь не furat уже, здесь жизнь ребенка. Здесь не нужно, здесь совсем другое. Бояться за то, что тебя посадят в тюрьму или за своего ребенка. Eu am un mare semn de întrebare și e pur omenește. Cu siguranță că a murit un om cu zile. Momentul în care, dacă ar fi să credem certificatului medico-legal de constatare a decesului, acest om a murit din cauza unei împușcături în coapsă, prin hemoragie abundentă. În momentul în care vezi un om, s-a întâmplat, ok, a fost conflictul este la pământ, primul lucru instinctiv din punct de vedere uman este să-i acorzi primul ajutor și al doilea lucru să pui mâna pe telefon. Suntem învățați de mici lucrurile astea. Că ești șofer, că ești pur și simplu om. Eu nu pot să înțeleg, măcar să încerci să faci. Uneori, da, nu e posibil, depinde de plagă. Dar rupi haina de pe tine și faci un bandaj. Asta e primul lucru care poți să-l faci în cazurile astea. Eu nu înțeleg... Nimeni nu a făcut asta. Nu pot să înțeleg ce fel de om trebuie să fii și cum trebuie să reacționezi, să nu ai acest instinct, chiar dacă tu ai împușcat, chiar dacă s-a împușcat el singur. Nu știu, asta va constata ancheta, probabil. Dar... să-i acurs primul ajutor, e absolut, nu știu, crucial. Asta eu nu pot să înțeleg și încă o dată, condoleanțele mele, doamnă, dincolo de celelalte detalii pe care cu siguranță le va stabili ancheta. E mare păcat și cred că ar trebui fiecare dintre noi să tragă o lecție și din acest punct de vedere, cum ar trebui să reacționăm în aceste momente. Pe mine mă doare sufletul că, în continuare, fără de legea, este la ea acasă, și nu se pedepsește sub nicio formă. Mie îmi pare că toată lumea participantă la acest caz este vinovată, absolut toți. Că purtau ilegal armament, că s-au dus să fure și nu s-au gândit că nu e a lor și trebuie pentru asta să plătească, că nimeni în continuare nu va plăti nici măcar o amendă, că nimeni nu va sta să ispășească pedeapsa, că familia a rămas fără tată. Asta este realitatea. Și atunci este nu o problemă a unei familii, a unui primar sau a unei localități. Este, de fapt, o problemă a întregii țări. Și, nu știu, atâta timp cât va fi tolerat, cât va exista cumătrism, cât va fi, nu știu, nu va fi pedepsit, nu vor fi niște amenzi, așa că să, nici casa să nu-ți poată achita amenda. Ce? Pentru un kilogram de pește care tu l-ai luat ilegal. Nu mai este al tău, nu mai trăim în Uniunea Sovietică, suntem într-o țară democratică, dar democrație înseamnă că tu binevol îndeplinești legea care este scrisă. Nu faci ce vrei, nu că tu te-ai înțeles cu colegul tău, cu vecinul, hai și ne-am duce și am luat pește că aceia dorm și scăscați și mai luăm și o pușcă și dacă se iau de noi împușcăm în aer și ei se vor speria. Deci toți trăim într-un vis. Nu mai suntem în visul ăsta. Fiecare trebuie, nu știu, să-și bage în cap odată și pentru totdeauna că al tău este la tine în casă. A ieșit din poartă și nu mai este al tău.
Pentru tot restul trebuie să achiți. Și dacă nu achiți cu bani, atunci vei achita cu altceva. Vei achita cu liniștea ta familiară. Vei achita cu liniștea ta sufletească interioară. Vei achita cu libertatea ta. Îmi pare rău, foarte rău pentru acest caz care l-aud și îmi dau seama că nu este unicul. Nu știu, sper să fie de învățătură, sper autoritățile să găsească o modalitate, totuși, măcar amenzile, să pună niște amenzi foarte mari, să fie imposibil de achitat. Și la pușcărie, atâta timp cât nu vom avea frica în noi, nu se va schimba nimic. Здесь все правильно говорят коллеги, то есть соблюдение закона, оказание первой помощи, звонок в полицию. Когда ты вооружен, и у тебя есть разрешение на это оружие, у тебя есть ответственность. Для того, чтобы получить разрешение, тебе нужно пройти психолога, тебе нужно пройти курсы специальные, где тебя научат оказывать первую помощь, законом научат. То есть при выстреле нужно сразу сообщать в полицию. То есть незнание законов как раз и привело к тому, что не позвонили в полицию, не умели оказывать первую помощь, они не знали как, испугались. То есть, а испугались оружия, испугались выстрела, значит, вам не дадут это оружие. То есть, значит, психолог, когда вы проходите психолога, психиатра, они принимают решение, давать вам разрешение или нет. Если они это видят, что человек не готов использовать оружие, не сможет среагировать, то есть, ну, не глупые люди. То есть это разрешение как раз и говорит о том, что оружием нужно пользоваться, и он сможет пользоваться им, и знает, как реагировать после использования этого оружия. А здесь что получается? Хозяин озера решил, что у него есть охранники, которые не имеют права носить оружие, не имея регламента для охраны. То есть охранник должен иметь какой-то внутренний регламент, как ему действовать в той или иной ситуации. Здесь вооружились, все, мы стали охранниками. Мы в войнушку пошли играть. Нет, так не может быть. То есть есть определенные правила действия в той или иной ситуации. Кто прав, кто виноват, это уже установит следствие, экспертиза. Вот эти мелкие детали, когда это все соберут, тогда уже установят, кто прав, кто виноват. Здесь, сейчас, в данной ситуации, виноваты хозяин озера, который нанял, так скажем, неквалифицированную охрану, вооружил он их, или она, кто там, я не знаю, хозяин. Или они сами самостоятельно вооружились. И зная это, хозяин, он не... Ну как, у меня есть озеро, а я не знаю, кто его охраняет. И как охраняет, и чем охраняет. То есть и неумение действовать, незнание законов, вот они и приводят к этому. Поэтому я призываю всех, особенно женщин, которые, да, сейчас, может быть, защищая свою семью, защищая какие-то моменты, если вы знаете, что ваши мужья имеют нелегальное оружие, убедите их сдать это оружие или зарегистрировать, или пойти и научиться пользоваться им. Есть у нас закон, это позволяет сделать. Иначе вот это вот покрывательство, оно приводит к моменту, когда приходится расплачиваться жизнью. Контează enorm деталиile acestui caz pentru o sentință finală. Determinante vor fi aici concluziile experților. Și mai important, cum vor fi construite aceste întrebări pentru experți. Fiindcă expertul va răspunde în dependență cum sunt construite întrebările. Depinde de măiestria până la urmă a apărării și a acuzatorului de stat în acest caz. Asta pot spune din punct de vedere juridic. Dar ca și cetățean nu pot să nu am o opinie acestui caz prin prisma, să-i spunem, aspectului social. De fapt, trăim cum gândim. Trei arme ilegale au fost găsite pe un perimetru destul de mic. Adică, poliția nu-și face treaba. În special, inspectorul de sector. În acest cătun sau sat sunt trei arme și ele nu au fost depistate. Mai departe, legea este ca șalacata pentru hoț. Legea ca șalacata la ușă, la cata nu este pentru hoț, dar pentru omul de bună credință care spune că nu este gospodar. Legea este pentru a o respecta, dar nu pentru a-i pedepsi. Prin urmare, dacă este un iaz privat, ar trebui să existe acolo și niște, să-i spunem, avertismente, că este un iaz privat, lucru pe care nu l-am văzut. Adică nici proprietarul,
nu și-a făcut datoria, nici primăria nu și-a făcut datoria. Cunoscând că acest iaz până la urmă este pe undeva privat, au ignorat legea și regulile existente și cei care au mers la pescuit, mergând cu arme ilegale. Până la urmă ne devorăm proprii copii ca și acea reptilă varan. Au luat copilul de 13 ani pe noapte și l-au lăsat singur în căruță. Și de fapt i-au produs o dramă psihologică care nu știm mai apoi ce efecte va avea. Până la urmă trăim ca niște oameni care nu punem preț pe viață unui om. Nu suntem solidari. Acest om, eu bănuiesc că putea fi salvat. El a decedat, fiindcă a avut o hemoragie abundentă, iar dacă acea hemoragie ar fi fost oprită de acel paznic, vedeți câtă cruzime. Un om sângerează lângă tine și nu întreprinzi nimic să-i pui un pansament. Uitați-vă câtă lipsă de solidaritate. Pleacă cu nanul, cu prietenii, cu nepoții. Încalecă calul, fug și nu dau un telefon la poliție, omul moare. O lecție trebuie să ne fie. Să fim mai buni, să fim mai solidari și să punem preț pe viața unui om. Cu părere de rău, se pare că nu punem preț. Viața unui om nu mai este valoare în Republica Moldova. Ăsta este lucrul cel mai prost de domnul. Anatol, pentru tine trebuie să fie cea mai mare lecție. Tu puteai fi în locul lui Ion. Și astăzi puteam să vorbim despre tine la trecut. Te rog să înveți această lecție. Aici încheiem, liniște și pace vă doresc. Să vă cu cei dragi, mereu alături.